Salutare. În continuare, din lipsa noastră de neprofesionalism, știți că avem probleme cu replay-urile. Că nu le-am filmat eu la timp, măi. În altă ordine de idei. Bine v-am găsit. Ne uităm la un replay de la tovarășul Neculai, care dacă nu înșel... Fuuu, chat, că nu-mi aduc aminte. Da, Nuke, o dat Nuke cu F40 care zicea că e aproape stoc. O F40 care... N-are stab. Că n-are stab. Că vreți să vă mint? Că nu vă mint, că n-are. Da, noi suntem în continuare, na, v-am zis, probleme cauzate de mine și na, din lipsa mea de timp de filma am creat probleme extra. Haideți că am povestit și în videoul lui Ursul. Am apucat să filmez, a venit update-ul. Am pregătit tot frumos ca să pot să rulez pe versiunea veche. N-am dat update, nu nimic, dar când am dat să rulez, netul nu l-am oprit. Pentru că ne-am oprit netul. Da. Ce să zic, știți ce s-a întâmplat. A început să-și dea update. Și trebuie să stau să-mi iau clientul, să copiez fișierele de pe laptopul vechi. Turm 3 a trecut acolo. Merge pe realistic, by the way. Dacă nu v-ați prins, dacă nu știți voi, majoritatea îmi trimite pe realistic. Și cam doar pe realistic mi se trimit. Și na. Să markerele pornite, să comentăm mai ușor. Da, și mi-a copiat, practic, clientul cu texturile, cu tot de pe laptop. Pe PC. Și... rulăm. Varianta veche. În condițiile în care a ieșit update-ul nou. Altfel nu puteam să ne uităm la replay-uri și nu vreau să le pierd, că n-am totuși. Mi-aș bate joc puțin de voi. Bine, practic, păi să o luăm așa, mi-am cam bătut, că nu am filmat când trebuia. Ok. Bă, că tot mor aliați, muriți și aici. Cel mai probabil a murit dinspre punct. La cum e poziționat. Ia uite, e acolo cum traversează. Ăla nici nu-l vezi bine unde aviaturile în orientată. Nu mai contez. Nu mai toacă. E toaca meu. Ia vedeți aici. Bă, arată fain o F40. Bine, MTK-ul e mai frumos. Bine, pe urmă MTK. Bine, și am și eu skin-ul ăla frumos pe MTK, nu o să mint. Mă, marderul ăla dacă îți prinde laterala te cam rupea. Ideea e că nu i-am prins-o. Hai să mărim timpii. BTR-ul 80A. Printre care... Așa zicea ăsta. Cum îi zicea? Cum îi zicea? De limpe trișor, mă. Așa îi zicea. Printre care... Nu? Printre care zicea? Sau despre care? Nu. Printre care zicea. Mamă, ce se băguiește. Se băguiește, se blochează, se acadează, dar, sincer, nu mă deranjează. Prefer să se acadeze decât să nu meargă deloc. Tiger 2, săracul, n-are nicio șansă. Bine, problema la proiectilele astea este că se țără cam na, slabe pe armură înclinată, șanse mari de bounce. Aia e. Mouse. Sânge. Mouse. Și dacă erai cu orice tank din... anii 40 până în 45, chiar până și în 50, tot te urinai puțin pe tine. Când vedeai un mouse. Mouse. Sânge, nu-ți face mouse nimic. Pot tras cu
Mă tras cu principalul cumva mouse-ul. Mouse. La ce zic? Mouse. Nu, am urât un alia. Asta e un elicopter. Mă. Nu, 262. Ulți canone, sau cum se numea, nu, nu mai știu cum se numea. Pulche, pulzer, storer. Așa se numea. Bun. Sângele se repară. Aliații mor pe capete. Zona aia. Necesită întăriri. Ăla cu aluetă a capturat punctul. Ăla cu elicopterul a capturat punctul. Na, crazy. Verifica mea după colț, să se asigură când traversează strada. Bă, râdeți voi, da? Omul știe ce... Altul, mă, altul cu mouse. Sângea, ce caută ăla cu mouse acolo? De atâta timp și nu-i făcut nimeni nimic. Am bine că i-a făcut fix în ajunsa nostru. Ca să nu mai poți să ia punctie de pe el. A, dar dă erori într-una, văd de țaia roșie. Failed 51.000. Dă erori constant. Că na, nu-i clientul. Adică nu-i clientul, nu-i conexiunea la internet. Și mai multe. Ma, ți-a luat bucată de la Tiger. Unlucky. Nu? Da, e Tiger 2 acolo, n-ai ce să-i faci, o să te spameze. Să-l spameze. Bă, ăla a plecat. Bro. Ia să-l spameze și-l omora. De de foc, de două ori, trei. Ce era? Ce să zic? Zero IQ Tiger. N-am înțeles de ce-a plecat, dar fie. Mamă, ce văzut se face a noastră pe aici. Opa. Și urcă pe dincolo. S-o capturează de sub pod. S-o capturează de sub pod, așa e. Sângele capturează de sub pod. Frumos. Opa, a apărut rachetă în automatul. Da, și a ieșit din punct să-l lași să captureze, nu? Că mai apoi să urce aici. BMP-ul. M109, nu știu dacă o să-l vadă. Posibil să-l audă. Sincer, posibil să joace cu căl și atunci eu vede. Nu-i aude. A, uite-l. L-a văzut. Sunt rapid atras. Dar l-a imobilizat măcar. A, Type 59, ce ții tu bucata. Gata. Lor omorât amândoi împreună. Mi-a făcut echipă. Teamwork, chat. Vă mai știți Tiger 2-ul ăla de care râdeam? Aparent e în zona asta. Și aparent M109 G-ul e... One-shotted. A fost murit. Distrus. Kevin 91, bro. Nu se uită la tine, nu se uită la tine, nu se uită. Așa. Vezi că știi, dragul mami. Deși l-a omorât pe ăla cu Type 59, bro. Eu că am lăsat singur pe flanc. O să se ducă să se urce, să... Ah, pierdeți aul. Posibil să... Ba, ba, ba. Ajunge, ajunge în ce? Lejer ajunge în ce? Scuze dacă mai și face un kill după ce... A, sigur face un kill când ajunge în ce, că e M41-le. Tiger. Ceafă la Tiger. Ce urât să iei tu de la M41.
Ăla-i AFK? Sângele-i AFK. Bro. E în 41, în punct acolo cu ei. Na, crazy. Ok, și-o luat nucheu. Îmi place că l-a distrus un PBV-501, adică un BMP-1 fără rachete. Nu l-a distrus, să locuie în 41. Na, crazy. Bă, bine că s-au stagnat punctele și s-au egalizat 1-1. Ca să poată să dea nuke-ul. Avem animație de nuke, chat. Ok, n-o să mai fac așa. Bun. Asta a fost replay-ul? Foarte decent. Nu a murit niciodată. Bine, ăsta a murit de 3 ori. Da, mai multe kill-uri și mai multe assist-uri și drept. Bine, avantajul al domnului nostru e că n-a luat, n-a avut niciun death până să ia nuke-ul. Nuke-ul. Și a murit de-abia după ce a intrat cu avionul. Foarte bine, bă. Bravo, bro. Frumos. Elegant, cât de cât. Bun, chat. Mi-a dat din nou fatal error pentru că n-ai forțat un replay offline. Ce să zic? Asta a fost. Eu vă salut. Ciao.